Invitatul meu de astăzi este jurnalist, actor și om de televiziune. Deștept și dintr-o bucată. Este pasionat de ezoterism, istoria religiilor, terapii complementare holistice, orientalism, șamanism. S-a însurat la 17 ani și chiar dacă mariajul lui a trecut prin turbulențe la un moment dat, iubirea a învins și este în continuare împreună cu soția sa. Iar la doar 43 de ani a devenit bunic. De ceva timp a divorțat de televiziune și a dat viața din București pe viața la țară. Doamnelor și domnilor, Oreste! E ceva din Mr. Hyde și Dr. Jekyll în mine. Okay. Sunt destul de extremist și am fost toată viața așa, adică ori laie, ori bălaie. La 17 ani, când m-am întâlnit cu ceea ce urma să devină soția mea, că mi-am găsit malul. Relația voastră a avut și niște turbulențe. Primii 10 ani sunt grei. Am călcat strâmb, m-am împăunat așa că, băi, sunt un mare șmecher natural. Doar un nesimțit și înșeară soția asta e limpede. Nu mai țin minte, dar sunt câteva, adică de ordinul unor 10. Ai plecat de acasă, ai ajuns la chestii de genul ăsta? Am ajuns aproape de rupere. Dumnezeu, prin copilul meu, m-a adus acasă. Fiind în contratimp, o bună perioadă, o proastă perioadă, din viața noastră, n-am făcut câți copii am fi vrut. Iată. Când am greșit amândoi, probabil că ne-am și vindecat la fel de repede. Mi-am dat seama că am greșit. De Mircea Badea nu ți-e dor? Da, mie mi-a fost tot timpul dor de Mircea Badea. Noi ne-am certat dintr-o prostie. Acum m-aș împăca cu el fără niciun fel de problemă. Bună seara, bine ai venit! Să facem o corecție, m-am logodit la 17 ani, m-am căsătorit la 20. Bine! Că asta totul a fost perfect. Totul a fost perfect. Să știi că eu mi-întreb invitații dacă sunt de acord cu introducerea pe care o fac, asta urma să te întreb și pe tine. Că asta mă gândeam, zic, te-ai căsătorit la 17 ani, erai minor dacă era... Un pic. Era un pic ilegal pentru soția mea. Da, exact. Era mai mare ca mine. Că de obicei se mai întâmplă, mai sunt situații invers, adică, mă rog, soțul are vârsta legală, însă... La noi în familie eu sunt sexul slab, așa că... Mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația. Așa cum spuneam în intro, nu mai ești la televizor și nu mai vrei? Și nu-mi pare rău. De ce? Băi, pentru că eu am prins, fiind destul de bătrânel, cum bine ai remarcat, am prins și o altfel de televiziune. Da. Mult mai liberă și mult mai preocupată și de interesul cetățeanului decât al politicianului. Și din nefericire, televiziunea de astăzi, nemai fiind atât de liberă, nu vreau să generalizez, dar acolo pe unde am umblat eu în ultimele așa perioade din viața mea, au devenit televiziuni de partid. Și... Nu te mai simți confortabil. Nu prea. Pentru că, așa cum spuneam în intro, tu ești o persoană dintr-o bucată. Sunt din mai multe bucăți, dar m-am adunat așa cumva de-a lungul vieții și mi-am făcut așa o imagine mai de ansamblu. Da, îmi place să cred că acum sunt dintr-o bucată. Cum ai luat totuși această decizie așa radicală? Practic ai făcut o schimbare radicală și faptul că te-ai mutat la țară, ai renunțat la viața din București și te-ai retras așa într-o zonă mai ferită de... E ceva din Mr. Hyde și Dr. Jekyll în mine. Okay. Sunt destul de extremist și am fost toată viața așa, adică ori laie, ori bălaie, n-am găsit calea de mijloc. Uh-huh. Nici nu cred că sunt predispus către asta. Și atunci... E un all-in în viața mea, e totul pe o carte. Când am fost în televiziune, i-am dat tot ce am avut. După aceea am luat tot ce am avut, nu foarte mult, și m-am retras din ea și m-am izolat o perioadă, după care am început să descoper voluptatea online-ului. Da. Îți place? Te simți bine în online? Băi, în primul rând mărturisesc că aveam idei preconcepute ca orice bătrânel. Așa. Că era ceva nou. Era ceva nou și era ceva de neînțeles foarte bine pentru mine. Ce se întâmplă în jungla TikTok, mai ales în zona asta, chiar și pe YouTube.
Dar am avut noroc cu niște oameni mai tineri și mult mai deștepți decât mine, care mi-au deschis ochii cumva și mi-au explicat, până când am înțeles și eu, cam târziu, dar am înțeles, că, domne, e și acolo o lume. Și nu e lumea aia pe care o consideram eu o lume promiscu, așa, mai ales în zona TikTok-ului, o lume ciudată. Nu e. Chiar dacă, într-adevăr, au succes acele filmulețe penibile, să zic așa, dar e loc și de alt gen de 5 miliarde mesaj. De utilizatori pe planetă și algoritmul ăsta al meta-inteligenței chinezești asta funcționează la fel ca și cea americană și atunci, în momentul în care îți creezi o identitate și un conținut, în feed-ul tău apar lucrurile care te interesează și pe tine. Și atunci se creează microcomunități de interese și de obiective comune, mai natural și mai organic decât îmi imaginam eu, fiind ochelar de cap. E interesant. Da, îmi place acolo, îmi place mai mult decât în televiziune, trebuie să recunosc asta. Da, da, ce te faci că acum se vorbește despre faptul că TikTok-ul va fi interzis în zona asta noastră, nu știu, în Occident, în Europa. Crezi eu că? Eu sper, totuși, dacă s-a murit la Revoluție pentru libertatea de exprimare și noi românii am traversat o cruntă epocă de cenzură, sunt absolut convins și cred, sper, ca Europa Occidentală să nu se dezică de filozofia libertății pe care s-a întemeiat. Și atunci pot să accept, fiind totuși o industrie chinezească, să fie cumva cenzurată în instituțiile de forță. Se invocă faptul că, mă rog, această inteligență artificială poate culege date, fură date despre, despre ceva. Acum, în mediul privat, nu cred că e cazul să ne punem problema cenzurării TikTok. Dar ar fi o eroare din punctul meu de vedere, dar nu m-ar mira foarte tare, pentru că din nefericire nu credeam, dar constat că lumea occidentală se depărtează prea mult de propriile ei valori și atunci, nemai având fundament și rădăcină, să nu riscăm cumva noi ăștia care de-abia am tânjit către Occident să ne retrezim într-un alt fel de cenzură globală de data asta. Da. Și într-un stat mai totalitar decât am prins noi ăștia mai bătrâni înainte de 89. Doamne ferește! Semnele nu sunt foarte încurajatoare, din păcate. Știu, ai dreptate. Uite, vreau să vorbim așa un pic despre viața ta. Care este interesantă. Total lipsită de interes. Nu este adevărat. Te știam, te-am urmărit, m-am uitat la podcasturile la care ai mai participat, m-am mai documentat și tot spuneam în intro că te-ai logodit la 17 ani, ești în continuare cu soția ta, am și cunoscut-o acum. Da. Ai vorbit mereu foarte frumos și profund despre relația voastră. Păi, eu am avut noroc, adică eu am intuit, eu nu sunt un tip foarte inteligent, deși lumea mă suspectează în mod eronat ca aș fi, dar în schimb pot să recunosc că sunt foarte intuitiv și am o inteligență emoțională mai bine dezvoltată decât cea rațională și eu am simțit la 17 ani, când m-am întâlnit cu ceea ce urma să devină soția mea, că mi-am găsit malul, așa. Mi-am găsit jumătatea, sufletul meu pereche. Am știut asta, nu pot să-ți explic cum. Dar am simțit plenar toată treaba asta, cum la fel de bine știu că voi avea o fată, cu mult înainte de a se naște. Dar cum ai știut? Ce? Ai avut vreo viziune, ceva? Nu, pur și simplu e o intuiție. E o altă inteligență, că tot vorbeam de meta-inteligență, care uneori mă folosește și pe mine ca pe un terminal, așa, ca pe un biocomputer. Și se mai descarcă în mine, așa, cumva, fără să am eu niciun merit în treaba asta, așa, o frecvență de cunoaștere mai profundă. Și devine așa o informație. Da, cumva. O simt și e ca o certitudine, nu știu cum să spun. Bine, mulți ar putea crede că sunt nebun, dar sunt, dar nu atât de periculos. Însă, relația voastră a avut și niște turbulențe. Primii 10 ani sunt grei. Grei? După care urmează și perioada de rai. Evident că au fost și turbulențe, pentru că noi oamenii, din păcate, avem o senzație greșită în primii 3-4 ani. Care e senzația? Senzația este că, adică noi nu ne dăm seama că noi, de fapt, în primii ani de relație, ne îndrăgostim tot de noi înșine, dar în celălalt. Aha. Și atunci, vezi, are becbeder o
un roman frumos, dragostea durează 3 ani. Și mie îmi place să-l contrazic și să-i spun că, de fapt, dragostea începe după 3 ani. În primii 3 ani sunt ca o iluzie. Da. Sunt ca o amăgire, știi? Noi, nu știu de ce, fugim de termenul dezamăgire, știi? Mm-hmm. Ni se pare ceva peiorativ negativ. Dom'le, mai dezamăgit e nasol. Păi nu. Hai să înțelegem etimologic. Dezamăgire înseamnă ruperea de amăgire, adică ieșirea din amăgire. Și atunci, bă, dacă vrem să fim în adevăr, trebuie să fim dezamăgiți, nu amăgiți. Și în primii 3-4 ani, noi ne amăgim. Și ne trezim dintr-o dată foarte brusc așa și ne uităm la persoana din fața noastră și nu ne mai recunoaștem deloc în ea. Și pare un om străin. Și atunci se cam rupe relația. Știi, bă, nu te mai cunosc, nu știu cine ești. E, dragostea începe de-abia de acolo. Când poți să-l accepti și să-l primești cu toată suflarea ta pe cel din fața ta așa cum e el, nu așa cum ai vrea tu să fie sau așa cum crezi tu că e bine pentru tine să fie. Da. Succesul tău în televiziune a mers în paralel cu relația ta personală cu soția ta, că știi că mulți mai întâi, nu știu, își creează... Am crescut odată cu soția mea. Exact, asta spun. A fost și ăsta un lucru care a creat turbulențe? Uh-huh, uh-huh. Da, pentru că e, știi cum, puterea nu ține neapărat, nu are neapărat o conotație politică. Știi, în momentul în care ești vedetă, în momentul în care ești așa cumva... Te-a măgulit faptul că deveniți cunoscut, că aveai succes? Mi-au apărut niște gărgăuni în cap care m-au dus foarte departe de ce ar fi trebuit să fie o relație normală. Adică, da, m-a nebunit, pot să recunosc că m-a nebunit un pic gloria produsului de televiziune, știi? Că e un teren foarte mișcător ăsta când își cere lumea autografe, când se uită niște femei la tine, mamă, parcă ai fi un zeu așa, știi? Și atunci am cam greșit. Adică ai cedat tentații. Am cedat tentații, am călcat strâmb, m-am împăunat așa că, băi, sunt un mare șmecher natural și atunci soția mea ar trebui să fie foarte mândră că e cu mine. Și m-am nesimțit. Și a fost nasol. Păi, și cum ați gestionat situația asta? Ai plecat de acasă, ai ajuns la chestii de genul ăsta? Am ajuns aproape de rupere. Am ajuns aproape de rupere. Și uite, soția mea fiind totdeauna mai înțeleaptă decât mine, ea a avut mai multă îngăduință și răbdare. Adică ea, apropo de intuiție, a intuit că nu o să ne despărțim, deși eu că eram convins că se va întâmpla treaba asta, pentru că nu. Deși, din ce ai declarat tu și ea, începuse să aibă alte relații. Era normal, adică fiecare om se vindecă într-un fel. Exact. Și atunci, probabil, cea mai bună metodă de vindecare este să faci la fel. Exact, corect. Nu, și chiar dacă ea își dorea poate să reveniți, să fiți împreună, ca să poată să treacă peste ceea ce ai făcut tu, trebuia să facă și ea și la fel. Și trebuia să-și înțeleagă perspectiva autorului de greșeală. Exact. Și atunci, când am greșit amândoi, probabil că ne-am și vindecat la fel de repede. Pentru că nu mai aveam ce să ne reproșăm unul altuia, că trecuseră amândoi prin aceeași vale. Exact. Dar majoritatea cuplurilor care ajung într-o astfel de situație se rup. Adică sunt rare situațiile în care revin. Sunt orgolioși fiecare. Adică pe noi ne omoară de-a lungul vieții și nu ne întărește asta. Știi că noi spunem că ceea ce nu te omoară te întărește. Da. Orgoliul ne omoară. Adică ne usucă pe dinăuntru și ne îndreptățim că numai noi avem dreptate și că cum doamne să ni se întâmple mie așa ceva. Adică, deci... Da, da, da. E, uite, poate ne-a ajutat Dumnezeu pe amândoi să nu fim orgolioși. Adică am făcut multe greșeli, dar asta cu trufia asta prea mare, adică doamne, numai eu am dreptate, n-am avut-o niciunul dintre noi. Atunci, în momentul în care am încercat să înțelegem ce anume ne-a făcut, noi pornind dintr-o poveste foarte frumoasă și foarte sinceră, și foarte directă și totdeauna mărturisit față către față și bunele și relele, ce s-a întâmplat cu noi de ne-am acrit așa și de ne-am coclit. Și atunci ea a avut răbdare și înțelepciune să mă aștepte și pe mine un pic. Da. Și după un timp am înțeles și eu unde am greșit. Și de atunci n-am mai greșit. Dar care a fost declicul în cazul tău? Să zici, nu, trebuie să... fim din nou împreună și să ne revenim. Uite, e foarte interesant. Fetița mea avea 9 ani, așa. Când l-am noi razna așa și nu prea ne mai înțelegeam.
Și a fost o... Eu zic că a fost o experiență dumnezească. Ca să nu stea ea în energia aia proastă dintre noi, am trimis-o într-o tabără în Franța, okay, cu școala. Da. Ea fiind cea mai mică din grupa aia, 9 ani, toate fetele erau 13, 14, 15 ani. Și am zis, dom'le, o perioadă, 3 săptămâni cât dura experiența asta, excursia, aveam și noi timp să ne pregătim despărțirea mai bine. Numai că ea fiind foarte mică, nici nu s-a acomodat foarte bine cu chestia asta și ne tot băzea să venim să o luăm de acolo, știi? Ok. Și atunci eu m-am suit în mașină, am zis, bă, vin, te iau acasă. Și ne-am întâlnit la Paris, acolo, nu am putut să o iau acasă pentru că ea venise cu un grup, trebuia să se întoarcă cu grupul și eu stăteam cumva cam în paralel cu grupul ei până la graniță și ca de acolo să o iau acasă. Da. Și am avut o discuție, eu i-am explicat atunci, eu fiind un tip asumat, da, i-am zis, bă, eu am să mă despart de mama ta. Ea gestionat foarte matură toată chestiunea, în sensul în care n-a zis nimic, a zis, bine, faceți ce vreți, ce-mi spui mie, treabă. Da. Dar am început să înmagazineze în ea o tristețe pe care am simțit-o. Și fiind acolo la Paris, am avut o discuție, că era dor de mama ei și vrea să ajungem acasă mai repede și eu tot te explicam că acum suntem noi împreună și o să ajungem și acasă și atunci ea s-a uitat așa la mine și mi-a zis, tot, nu mă înțelegi și parcă ție nu ți-ar fi dor de mama. După care a făcut o pauză de câteva secunde și ca să nu mă bruieze foarte mult sentimental, bă, mi-a zis un copil de 9 ani, de mama ta. Și pauza aia dintre mama și mama ta, plus toată seriozitatea și maturitatea prematură, da, a unui copil în fereastra unei posibile despărțiri, bă, mi-a rupt inima în două. Adică atunci de asta zic că e o experiență dumnezească, pentru că cumva eu sunt convins că Dumnezeu prin copilul meu m-a adus acasă. Pentru că s-a rupt gheața din inima mea, că era ca un ghimpe, era ceva otrăvit acolo, care pe mine mă făcea să fiu foarte prost. Și s-a topit dintr-o dată chestia asta și foarte interesant este că chiar mi s-a făcut foarte dor, nu neapărat de mama mea, ci de soția mea. Și s-a întâmplat bizar, s-a și metabolizat toată chestia asta, mi-au apărut niște bube pe față, mi-a crescut o ureche pentru că făcusem o otită mai de mult. Okay. Păi și s-a activat dintr-o dată infecția aia pe lângă timpan și îmi creștea o ureche ca la Mickey Mouse așa. Și plin de bube și așa tulburam și uitam în oglindă și mă gândeam, băi, unde mă duc eu acum cu urechea asta, cu bubele astea, adică ce, Doamne. Și m-a smerit un pic experiența asta. Și m-am întors de acolo și n-am mai plecat. N-ai mai plecat. Bine că ai avut înțelegere din partea soției. Că a fost și foarte interesant, pentru că noi cam de un an nu ne mai vorbeam. Da. Și când am venit să o aduc pe fiii mea acasă și cu urechea aia și cu bubele pe față, nici n-am apucat să zic altceva, doar am întrebat-o pe Lili, pe nevoastră mea, dacă vine cu mine mâine la orele să văd ce am la ureche. Și ea, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic, a zis, da, sigur că da. Să mergem. Și am mers. Și ați rămas și gata. Și de atunci n-am mai avut altceva de spus. Nici unul, nici altul. Adică a fost un an de test. Da. Și uite că nici nu se făcu anul bine și da, nu s-a rupt elastic. Nu s-a rupt. Și practic s-a șters acea perioadă, dar... S-a șters în timp. În timp. Da. Erau și multe de șters, e adevărat. Da, a fost grea această reîmpăcare... Nu știu, să vă reobișnuiți unul cu celălalt sau... Nu, a fost foarte firesc. Adică natural. Da, a fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat nicio ruptură. Înseamnă că relația voastră chiar era adevărată. Adică... Păi era și ar fi fost foarte păcat. Știi, adică n-a trebuit să trageți, să construiți, că atunci era complicat. Existau riscuri foarte mari să se rupă din nou. Da, și... Nu, adică ea brusc s-a și stricat, adică s-a stricat brusc, dar așa, picătură cu picătură după aceea, dar când s-au refăcut apele, s-au așezat dintr-o dată. Dintr-o dată. Nu știu cum să... Foarte frumos și este o poveste, am spus, rară. Cred că e, de fapt, povestea celor care se iubesc cu adevărat, pentru că noi n-aveam alt temei de a fi împreună decât că am vrut să fim împreună, ne-am iubit de la început, am vrut să facem copilul ăsta, adică chiar n-am visat
eu și îmi jurasem să nu mă despart. Ai vezi, diavolul e foarte pervers cumva. Pentru că eu, părinții mei au divorțat când eu aveam tot 9 ani. Mm-hmm. Vezi că e, da, uite ce interesant. E interesant că ce nu rezolvă părinții se transmite exact, la copii. Exact, exact. Și pe mine m-a marcat foarte tare despărțirea alor mei, ei fiind foarte civilizați, adică nu, niciunul dintre ei n-a încercat să mă atragă de partea lui sau să mă împovăreze, într-un fel dimpotrivă, adică ei, deși nu s-au mai înțeles, fiecare a compensat în raport cu mine foarte frumos. Uh-huh. Dar ruptura aia, despărțirea aia, care nu trebuie explicată, că o simți. O simți, exact. M-a marcat multă vreme pe mine și am zis, băi, eu n-aș vrea să treacă vreodată copilul meu prin așa ceva. Și am uitat. Adică, deși îmi jurasem eu mie însumi că așa, nu se va întâmpla. Că nu se va întâmpla niciodată, a fost la un, așa, o virgulă să se întâmple. Și mi-aș fi condamnat copilul să trăiască cumva ceva. O suferință, că e o suferință. E ca și cum ți se rupe sufletul în două, că tu aparții amândurora. Exact. Nu poți, adică n-ai cum, părinții, asta nu înțeleg ei, părinții când divorțează, mai ales după ce au copii sau un copil. Că degeaba îți iei tu lucrurile și pleci. Că sufletul, n-ai cum să-l iei o parte, jumate din sufletul copilului să-l iei cu tine. Nu poți. Atunci copilul rămâne în gară și două trenuri pleacă în direcții diferite. Și copilul ăla care rămâne în gară se maturizează prea repede și probabil nici nu înțelege mare lucru din ceea ce urmează să fie viața și e un model greșit și se tot perpetuează prostia asta mai departe. La nesfârșit. În ce relație ești cu Dumnezeu? Uite că mi-ai tot dat niște exemple. Eu sunt într-o relație personală cu Dumnezeu. Așa. Da. Eu sper să fiu într-o relație bună, adică mă străduiesc să nu-mi fie rușine de el. Și nu întotdeauna mi iese, dar... Când... Ai fost dintotdeauna într-o relație bună cu el? Sau? Da. Adică eu, apropo de sistemul meu intuitiv, care funcționează bine, deși nu am fost un bisericos și nu sunt nici acum și nici nu îmi place foarte mult epatarea sentimentului religios, adică mi se pare ca și la iubire că trebuie învăluit într-o oareșcare discreție toată treaba asta. Și atunci nu mi-au plăcut festivismul religios, nu mi-a plăcut niciodată. Dar am simțit încă de foarte mic că există Dumnezeu, adică n-am avut nicio îndoială. Și poate că m-au ajutat și părinții mei și bunicii mei, pentru că cumva l-aveau în discuție și alături de noi exista ideea de Dumnezeu, nefiind niciunul dintre noi foarte bisericos. Mergeam, sigur, și merg și acum la slujbele tradiționale și astea, dar ideea că Dumnezeu e ceva viu și prezent și care coexistă cu noi, printre noi, a fost dintotdeauna în mediul în care am crescut. Și, da, n-am avut nicio îndoială asupra existenței lui. Mi-ai spus că ai această calitate, că e o calitate, de a avea intuiții, dar viziuni... Între foarte puțin. Între foarte puțin. Viziuni ai avut? Sau? În ce sens? Adică să văd așa? Nu știu, sau poate să visezi ceva și să se întâmple exact ce ai visat, sau... Nu. Nu. Am avut câteva vise care mi-au rămas în minte, dar nu despre viitor. Nu despre viitor, da. Când a murit tatăl meu, a murit destul de repede. Adică l-a murit la 68 de ani, undeva prin 1993. Eu de-abia creșteam atunci. Și erau foarte multe lucruri pe care aș fi vrut cumva să îi le arăt că devin. Și n-am mai apucat treaba asta, că a murit. Și am avut câteva vise cu el foarte interesante, pe care le țin minte și acum. Știi că visul e cumva ca o oglindă invers. El era viu și bine și eu eram ăla care moare. Și, adică era invers cumva. Dar au fost acolo în visul ăla niște... discuții, niște atingeri, niște chestii care, pe care nu le pot uita, nu știu de unde vin, probabil că de la el către mine, dar da, pot să spun că am avut câteva. Ai devenit bunic la 42 de ani, 43. 43. Așa. Cum a fost acest eveniment pentru tine? Te-a speriat, te-a surprins, te-a bucurat? Soția mea mi-a explicat o chestie mai târziu și
cred că are perfectă dreptate. Ea a spus, domne, bunicii sunt părinții aia care știu ce au de făcut, pentru că ei, fiind deja bunici, exact, adică trecând peste etapa de părinți, da, se reîntorc foarte frumos, natural, fără nicio premeditare, la starea aia de copilărie. Și da, cred că de asta Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor să fim și bunici, adică să mai fim încă o dată copii, ca să-l putem înțelege mai bine pe el. Și tot soția mea spunea, domnule, părinții nu mai au chef să se joace cu copiii. Nici noi n-am prea mai avut chef așa să ne jucăm, da, cu copii, pentru că de-abia ieșiserăm din copilărie și știi că noi când suntem copii vrem să fim mari. Da, așa e. Ne îmbrăcăm cu hainele părinților, mm-hmm, și vrem să fim serioși și nu știu. Ei, părintele, taman ce a ieșit din copilărie, nu mai vine să se reîntoarcă, să dea mintea copiii. Copii. Și atunci trebuie să treacă un pic în viață, da, da, și mai târziu, când copilul lui face un alt copil, să-și dea seama că, de fapt, perioada aia în care ne luam noi foarte în serios și eram atenți la carieră, la bani, la, da, ce, da, da, vrem noi ca oameni serios să construim, e o prostie, adică e o goană către nicăieri, așa. În continuare crezi asta? Da. Adică eu acum ca bunic mă simt cu adevărat împlinit și fericit și îmi dau seama cât de multe am ratat în raport cu copilul meu. Adică cumva copilul meu e nedreptățit de noi, da, pentru că n-am avut atâta timp și atâta îngăduință și atâta răbdare să putem să-i urmărim fiecare clipă. Eram luază vârtejul vieții și ne duceam către niciunde așa. E, ca bunici, ai alt timp, da, alt ritm. Ești mai așezat. Ești mai așezat și vezi ce minune se întâmplă de la o zi la alta cu copil. Adică eu nu am aceste amintiri cu fiimea de la 0, da, luni, da, da, până la 3, 4, 5 ani. Adică s-a deplat prea repede timpul. Eram mai mult în altă parte decât să am timp să observ, uh-huh, ce miraculos crește în fiecare zi un copil. Copil. Deci ești binecuvântat că la o vârstă atât de tânără poți să, da, fii bunic și să treci aceste experiențe. Mă bucur foarte mult și eram, apropo de intuiție, știam că așa se va întâmpla. Serios? Dacă eu m-am căsătorit la 20 de ani, eram absolut convins că și copilul meu nu va pierde timpul foarte tare. Uh-huh. Și atunci, uite, dacă fiul meu s-a născut când eu aveam 20 de ani, nepotul meu s-a născut când mama lui avea 23 de ani. Da. Și atunci, na. Că în zilele noastre oamenii fac copiii tot mai târziu. Nu știu dacă e rău, nici asta. Uite, de exemplu, părinții mei m-au făcut târziu. Eu sunt un copil cu părinți destul de bătrâni. Adică tata avea 40 și, uh-huh, mama avea 34. Uite, și n-ai apucat să-i arăți tatălui tău ce ai realizat? Da, asta m-a durut cumva că n-am apucat, da. Și acum tu ce faci cu nepotul tău? Păi noi suntem camarazi. Așa. De joacă. Noi suntem cei mai buni prieteni, pentru că de când se trezește el și până când se culcă el, noi facem toate tâmpenile pământului. Merge, ne jucăm, fiind la țară și având curte și fiind totuși într-o anumită libertate așa locală, zonală, da, facem tot felul de prosteli, ceea ce e foarte mișto. Adică, da, ai vândut un apartament în București. Da. Și ați hotărât să faceți o casă la țară, să vă mutați. Aveam acolo deja, adică părinții soției mele, bunicii soției mele, uh-huh, au locuit în fundeni de călăraș, uh-huh, adică acolo a fost căsuța, căsuța lor. Și ei s-au stins și căsuța a rămas așa un fel de refugiu unde socrul meu venea din când în când să mai planteze o garoafă, da, să, da, mai, da, smulgă niște struguri dintr-o viță de vie și era o casă bătrânească acolo, pe care socrul meu a îngrijit-o cât să poată fi locuibile și ei veneau vara, mai stăteau acolo câteva, da, ore după amiezile de vară. Și acum 6 ani, ca să înțelegi contextul, noi de foarte multă vreme mergem în Vama Veche, adică noi suntem niște, da, Vama Veche. Știu că aveți și o terasă acolo. Avem o terasă acolo și cumva undeva de până eu, 93, am ajuns prima, uh-huh, dată în Vama și atunci în fiecare an, undeva prin 2000, am început să merg și cu soția mea și am zis, bă, hai să ne facem o coșmelie la Vama Veche. Și ne-am făcut o coșmelie la Vama Veche unde petreceam cât mai mult timp, o, da, lună, două, cât puteam acolo. De asta ne-am făcut coșmelia ca să nu ne coste atât de mult, da, statul, da, da, acolo, pentru că e destul de scump dacă nu, să plătești și cazare și mâncare. Corect. Și astea. Și atunci ne-am zis, bă, facem o coșmelie, să avem o bucătărie ca să putem să stăm o lună, două și să ne permitem financiar treaba.
Și după ce stai o lună, două, sub cerul liber, cu picioarele goale și după ce raiul ăla pe pământ acolo, bă, să vină apartament și să te bagi din nou între patru pereți acolo și să intri în zumzăiala aia de București, bă, era ucigător. Și la un moment dat eu i-am spus soției mele, bă, nu mai rezist, că nu-mi face bine, simt că nu mai pot să respir. Aveam atacuri de panică la București, aveam senzația că nu pot să respir. Că eram ca într-un sicriu. Deși apartament, da, era un apartament cu trei camere, adică mic. Dar pereții așa nu mi-au plăcut. Și atunci am zis, bă, hai să mergem să ne mutăm la țară, în căsuța bătrânească. Și m-am dus cu soția mea în căsuța bătrânească și am stat 2 ani de zile, numai noi doi acolo. Am lăsat-o pe fiimea să-și facă de cap în București, ceea ce a fost bine și pentru ea, a fost foarte bine și pentru noi, că ne-am avut timp așa să ne mai bucurăm așa de unul de altul. Și când s-a născut nepotă, nu am hotărât să strângem un pic, să vindem apartamentul și să facem o casă ceva mai mare în curte, am o curte mare de 2000 de metri. Ca să stați toți la un loc. Și da, să facem un clan. Noi ne și numim clanul fundenarilor, să știi. Și funcționează așa? Știi că la român se spune că nu e bine să stai cu socrii. E foarte bine. E foarte bine. Socrii mei nu stau cu noi. Mei, păi nu, dar ziceam de ei, de fiica ta, cu voi. De asta am și făcut o căsă mai mare, în sensul că etajul e al lor și parterul e al nostru. Și atunci noi dacă avem chef să... sau ei mai, că noi vrem să stăm cu ei, că păi, sunt copiii noștri. Da. Dar ei dacă n-au chef să ne vadă neapărat, se duc la ei în apartamentul ăla de sus, că au două camere, sau noi avem trei camere jos. Cu cinci camere. Păi aveți grijă de copil și ei... Da, copilul coboară pe scărie, numitorul comun e scara și copilul. Și atunci ei dacă vor să fie mai discreți, se duc acolo la vasele lor, apartamente de două camere, sau pleacă la București sau se distrează și noi... Dar să știi că așa chiar nu sare departe de trunchi, adică fiimea și ginerele meu care băiatul nostru, nu fug de noi, adică noi petrecem frumos împreună, uităm la filme, jucăm tot felul de jocuri și e mișto, adică e bine. Da. Înțeleg că îți place ginerele și vă înțelegeți bine și ți-a plăcut din prima de el? Da. Da. Asta e un băiat extraordinar. Vreau să te întreb ceva de perioada când erai în televiziune și din cele mai vechi timpuri și mai de încoace așa. De Mircea Badea, nu ți-e dor? Da, mie mi-a fost tot timpul dor de Mircea Badea. Noi ne-am certat dintr-o prostie politică, evident. El cu ale lui, greșite și ale lui, greșite și ale mele. Adică pe noi ne-a despărțit o idee greșită, cred, a fiecăruia despre ce ar fi mai bine pentru România. Cred că niciunul dintre noi n-a avut dreptate. Și atunci, mă rog, nu știu, eu nu i-am purtat niciodată resentimente și niciodată n-am vrut să fiu neapărat certat cu el. Nu știu la el cum e treaba, dar noi nu ne-am mai vorbit, e adevărat, de o bună perioadă de timp. De cât? De vreo 10 ani? De cât? Din sau mai mult? 2013. 10 ani. 10 ani. Fix 10 ani. E, dacă Dumas spune după 20 de ani, eu mai am răbdare. Glumesc, nu știu, nu sincer, adică n-am... Ai încercat să-l mai contactezi, ai încercat să-i transmiți niște mesaje? Nu, la început, dar atunci, imediat după ce ne-am despărțit. Nu, adică... Uite, în mariajul cu soția ta, lucrurile s-au reglat rapid. Așa în mariajul cu Mircea. Da, n-am, repet, eu, dacă ar fi doar după mine, dar știi că într-o relație trebuie să... Vrea amândoi chestiunea asta. Eu n-am nicio resentiment, adică acum m-aș împăca cu el fără niciun fel de problemă. Nu sunt convins însă că e același sentiment și din partea lui, dar nu este nicio problemă. Dar voi v-ați iubit mult, dacă e să spun așa. Da, nu știu, nu pot să vorbesc și pentru el. Eu l-am iubit mult pe el și îl iubesc și acum. Ați fost așa ca frații, pe lângă faptul că... Am trecut prin multe împreună. Atât de multe încât n-ai cum să nu se lege ceva acolo. Dar după aceea în viața lui a apărut și Mihai Gâdea. Mihai e un băiat extraordinar și putea să fie un mariaj în trei foarte mică. Ceea ce a și fost și este. Adică eu cu Mihai nu m-am certat. Cu Mircea m-am certat. Cu Mihai nu m-am certat. Evident că certându-mă cu Mircea și ei fiind împreună n-avea sens. Adică Da. Înțeleg, dar n-ai devenit așa un soi de gelozie la tine? Nu, că a apărut m-am bucurat foarte mult. Mihai n-ai cum să fii gelos pe el, pentru că e un tip foarte mișto. Adică Mihai, din afara televizorului,
este infinit mai mișto decât Mihai de la televizor, ceea ce cei care îl apreciază la televizor își pot imagina ce mișto poate fi el în afara televizorului. Mm-hmm. E un băiat foarte fain, Mihai, da, ce-o spălere. Dar n-a reușit, nu știu, să vă împace Mihai, de exemplu? Nu, cred că a fost suficient de matur și de înțelept să ne lase pe noi să gestionăm treaba asta. Adică nu cred că putea cineva din afară și nu cred că nici acum nu poate cineva din afară. Doar dacă vrem noi să facem treaba asta, eu vreau acum, dacă o să vrea și el, poate, cine știe. Făceați un cuplu mișto, ca să zic așa. Da, până când ne-am lăsat fiecare amăgiți de sistem. Da. El de o parte a sistemului, eu de cealaltă parte a sistemului. Vezi tu că sistemul ăsta distruge multe ticălos. Vieți. Da, distruge. Relații, vieți da, și așa mai departe. Noi suntem niște victime ale sistemului. El pe o parte, eu pe cealaltă parte. Fiind același sistem, adică eu mi-am dat seama și eu destul de târziu, că nu, ți-am zis că nu sunt foarte inteligent, că de fapt sunt variațiuni pe aceeași temă. Sistemul e unul singur, numai noi avem senzația că sunt două. Că unii sunt de dreapta, alții sunt de stânga, unii sunt cu nu știu cine, alții sunt cu nu știu ce. E o prostie. Te mai uiți la emisiunile făcute de el? Da. Și îți place? Nu întotdeauna, dar când îmi place, îmi place. În ultima vreme îmi place. Da. A fost o perioadă în care nu îmi plăcea deloc ce făcea, dar acum îmi place. Mărturisesc că a revenit și el la lucrurile bune din experiența lui. E mișto. Ce și fac. El zice despre el că el nu e foarte deștept, că nu, are aceeași... Da, pentru că eu cred el, cum că dacă ne-a unit ceva, ne-a unit faptul că noi nici nu ne-am luat foarte tare în serios așa și ne-am crezut buricul pământului. Poate că ne-am subapreciat și asta e o prostie. Uh-huh. Adică noi ne-am subapreciat mai mult decât era cazul. Exact. Dar slavă Domnului că nu ne-am supraapreciat să ni se umfle gușa ca la broscoi așa. Adică am avut, cred că, o părere corectă despre noi undeva. Am o relație mai recentă, să zic așa, ai avut-o și cu Rareș Bogdan. Ați colaborat. Da, și pe el am iubit foarte mult. Da. S-a rupt și aici mariajul. Da. Da. În acest mariaj ce n-a mers? Proiecția mea despre ce ar fi putut să facă el în politică cu ce a făcut după ce a ajuns acolo, nu s-a ocupat deloc. Și atunci eu mi-am dat seama că am greșit. Păi, da. Poți să înțelegi că un om oricum nu poate să schimbe foarte mult? Eu pot să înțeleg treaba asta, dar atunci de ce te duci acolo? A încercat. Păi, n-ai reușit? Vină înapoi. Faptul că a rămas pentru mine a fost dureros. Dar încă nu s-a terminat. Nu poți să știi. Da, nu știu, s-a produs ceva acolo. Adică e ceva mai rău ca la Mircea Badea, pentru că noi ne-am certat dintr-o prostie. Adică cu Badea a fost o viziune contrară pe niște principii, pe niște argumente teoretice. Teoretice. Aici e mai cu practică. Am înțeles. În cazul lui Rareș e mai multă practică de teorie, pentru că el, spre deosebire de Mircea, a făcut pasul în politică. Uh-huh. Noi, eu cu Mircea ne-am certat de pe marginea politicii, Doar din cauza politicii. Exact. La dar aici nivel de păreri și... Da, am avut păreri din ce în ce mai diametral opuse. Diferite. Aici e mai mult, pentru că Rareș nu mai e din afara politicii, e din interiorul politicii și nu e... Dar nu e ușor în politică, adică intuiești, n-ai... Da, atunci n-ai ce să cauți acolo. Adică el s-a dus acolo promițând că va face ceva. Și eu am crezut asta și eu ne făcăm politică și ne dorim să fac politică, pentru că nu că nu consider că e nasol să faci politică, Doamne ferește, e... Cine are stomac pentru asta. Exact. Dar el a vrut să facă chestia asta și are... datele, le are exact. De a schimba ceva, mai ales că el nu a venit pe ușa din spate Rareș Bogdan în politică, el a câștigat niște alegeri și a venit acolo pe ușa din față. Da. Deci ar fi putut să strunească calul numit PNL măcar într-o anumită direcție. N-a făcut nimic, adică nu... Dar poate n-a putut încă. Atunci dă-te jos de păcat și... Mai, poate să mai avem răbdare. Eu n-am avut. Da. Pentru că am și investit foarte mult, adică și pe mine m-a costat. Da, gândește-te că eu am plătit și eu prețul susținerii lui. Și îl plătesc în continuare. Este adevărat. Dar, bine,
și eu îl cunosc și pe Rareș, o cunosc și pe Florina, îl cunosc și copiii mei, mi se par niște oameni de care relații interumane și așa, mi se par niște oameni extraordinari, știi? Nu contestă, niciodată n-am judecat prin prisma omului Rareș Bogdan, eu nu pe omul Rareș Bogdan m-am supărat. Da, da, da. Doamne ferește! Dar trebuie să admitem... Cu politicianul Rareș Bogdan? Păi nu, dar gândește-te că noi făceam emisiuni la realitate și noi combăteam propaganda, populismul, adică tot ceea ce nu ne plăcea la niște politicieni. Păi, dar dacă trebuie facem să admitem... asta, nu poți să devii la fel. Adică trebuie să admitem faptul că Rareș este printre puținii politicieni care sculți, citiți... De asta am și mizat tot. Care au, are niște capacități intelectuale asta, deosebite. Eu am zis, băi, eu, și... eu unul dintre băieții citiți bine. Da. E școlit bine. Nici nu e un sărăntoc să zici că vine din politică exact, să facă bani, care exact. Dinaintea politicii banii. Și atunci, dacă ai toate datele astea și promiți că le vei folosi ca să faci ceva, de ce te-ai pierdut în hățișul unor mediocri și al unor unora? E adevărat, pentru că nu e așa de simplu, mă gândesc eu și poate n-a vrut să lase armele, poate, cine știe, a vedem. Ceva timp. Eu am nicio problemă, dar sunt tu, 2 intri ani în politică. Niciodată. Nu, pentru că n-aș face față, adică nu pot, adică dar te-a bătut gândul vreodată niciodată, să faci asta? Niciodată, am detestat întotdeauna prezența mea în politică pentru că nu merge. Eu am înțeles și cum funcționează politica. Nu sunt făcut pentru așa ceva. E adevărat că nici să stai pe margine și să critici tot timpul cum am făcut și nu e nici asta o mare șmecherie, adică și asta e o iluzie, o prostie. Îmi dau seama acum că nici aia nu era o mare filozofie. Chiar era mult mai ușor așa să stai să faci ca USR-ul, să nu-ți asumi niciodată nimic, ai să-i critici pe toți, e simplu, e comod, e confortabil, dar nu produce nimic bun. Dar știu sigur, apropo de intuiția pe care o am, că aș fi un rateu în politică, de asta nici nu vreau să amăgesc pe nimeni, adică eu n-aș putea să promit ceva și să nu mă țin de cuvânt. N-aș putea să fac asta. Dar măcar știi ce ar trebui făcut în politică ca, nu știu, să se îndrepte anumite lucruri? Da, dar cred că este imposibil deocamdată. Zim. Ar trebui să existe, înainte de toate, credința că nu trebuie să primești nimic în schimb. Adică dacă vrei să faci ceva, fă-o și atât. Fără să aștepți funcție, beneficii, adică nu te vinde. România asta... E adevărat, dar e greu așa. Adică, practic, tu trebuie să ai o viață deja aranjată și să, nu știu, să devii un fel de martir. Da. Eu cred că doar așa se poate. Uite-te cum s-a construit România mare. Ea s-a construit cu niște sacrificii ale unor oameni care au venit, au dat totul, și-au vândut averile lor personale ca să facă politică. N-au venit cu 2 lei în buzunar și au plecat cu 600 de milioane, cum s-a întâmplat în ăștia 30 de ani. Adică au fost niște oameni care au zis, băi, eu am prea multe sau am suficient, vreau să dau ceva. Și au dat. Unii au făcut pușcărie, alții au murit pentru ideile lor, nu? Adică s-au jertfit pentru țara asta. Cred că doar așa se poate face, mai ales când pleci de la minus infinit, cum suntem noi acum. Și atunci, da, poate tu ai dreptate, nu se face floare cu o primăvară. Dar și un măr sănătos pentru niște mere stricate nu are altă șansă decât să devină un măr stricat. Ei nu le van sănătoși. Și atunci, vezi că nu merge și că a fost o mizerie cu politica. Bă, măcar amendează-o plecând de acolo. Arată-i cu degetul. Bă, sunteți niște fraieri. Am crezut în voi. Și ce rezolvi cu asta? Nu știu, dar... Dar nu e mai bine să mai încerci, să mai... Suflet. Nu poate, unul singur nu va reuși. Și atunci mai bine să salvezi sufletul. Că nu, te pierde. Sistemul ăsta e ticălos, adică e un sistem foarte ciudat. Pentru că sunt convins că toți intră animați de bună credință și cumva ceva îi corupe mare pe parte. Îi corupe pe parte. Unii au și alte scopuri când intră. Da, ori te șantajează cineva, ori te momește cu ceva, știi? E ca la dresajul de căței. Ai o bombonică și ăla vine după bombonică. Bombonica asta poate să fie puterea, poate să fie banul, poate să fie privilegiul de a fi cu șofer la poartă și zic că e șeful toată ziua. Adică mie mi-a povestit și atunci am înțeles și mai bine de ce n-aș putea să fac politică niciodată. Mi-a povestit Cristi Diaconescu cum îți intră sistemul în cap. Așa. Și povestea din experiența lui la Ministerul de Externe, când a intrat un om normal acolo în minister și de la portar până la șeful de cabinet și toți aia care te întâlneau, puneau pene de zeu pe tine. Să trăiți cu tare, cu tare și bă, ți intră în cap, adică uite, seamănă cu vedeta de televiziune. Că și sistemul de televiziune sau de corect, media. Corect, așa este. Tot la fel. Tot la fel.
se uită într-un fel la tine, te validează tot timpul, tu ești extraordinar, tu ești fantastic, ce audiență faci, ce minunat ești, ce cutare ești, uite, bam, ce priză la public ce ai. Priză ai, ce vine mașina, te duce, te face, acum te invităm, mergi cu noi, ești bam, extraordinar, tu spui niște tâmpeni și te aplaudă toată lumea și, și te strică cumva, te corupe ceva, nu știu ce, poate dracu' e în spate, abar n-am, dar cred că e. Da, să zic că mai am niște întrebări aici pentru tine pregătite și voiam să te mai întreb despre viața la țară, că uite tot sărim așa de la politică la, știi, ca să nu ne afundăm foarte tare, să ne mai relaxăm. Ce mănânci la țară? Băi, eu mănânc același lucru. Eu sunt un tip foarte mono. Ești fit, ești slim, n-ai fost gras niciodată. Ba da. Ai fost? Aici mi-a arătat nevastă mea niște poze. Serios? De câțiva ani. Hamster. Da, știi care e chestiunea? Eu nu am o imaginație foarte bogată apropo de multe lucruri și atunci eu mă cam îmbrac cu acele haine, mănânc cam același lucru și nu contează că sunt la țară sau la oraș. Adică eu am 3-4 feluri de mâncare și pe alea le mănânc, adică nu îmi place să fac variații. Așa, ce mănânci? Ia zi. Și sunt fit ca să te iau ocolite, pentru că de niște ani de zile m-am obișnuit cu, și am înțeles în primul rând de ce trebuie să făcută chestia asta, cu o pauză de minim 7-8 ore între mese. Pentru că trebuie să-i dai stomacului timp să-și facă digestia aia, știi? Și atunci eu mănânc dimineață și seara. Eu nu mănânc la prânz. Adică două mese. Eu mănânc când mă trezesc și mai mănânc pe la 7-8 cel târziu seara a doua masă. Și de cât timp? De mai mulți ani? De niște ani, da. Că acum e la mod acest intermittent fasting. Că eu de îl fapt... fac mai de mult. Asta e la mod. Poate mă ajută și faptul că eu de 27 de ani sunt lacto-vegetarian, adică eu nu mai mănânc carne de uscat. Mie îmi place să zic că eu sunt un carnivor de apă, în sensul că mănânc pește. Nu foarte des, dar mănânc pește. Dar eu carne de uscat de la porc, pasăre și așa mai departe, de la 20 de ani nu mai mănânc. Și cred că și asta m-a ajutat cumva să nu acumulez toxine, alea, grăsimi, chestii destul de... Da, eu nu incit pe nimeni la treaba asta. Eu fiind un extremist, eu am încercat toate variantele. Și am încercat și varianta extremă de vegan. Adică am aproape un an de zile n-am mâncat decât fructe și legume crude. Adică ai fost vegan. 3 luni, 4 luni a fost fantastic. Adică mă simțeam ca la 16 ani, la 40 de ani. Super. Dar după aia nu mai era așa mișto, pentru că pierd foarte multe lichide. Eu și odată cu lichidele pierzi tot. Adică ajunsesem ca o legumă. Și eu ajunsesem ca o legumă. Adică nu mai eram vital. Mâncând deloc atâtea legume. Da, pentru că mănânci foarte multă apă. Gândește-te că fructele și legumele crude au apă, nu? Și atunci apa o elimini mai repede. Prin transpirație, prin urină, prin așa. Și atunci devii într-adevăr un yoghin de ăla. Dar te usuși ca o stafidă. Nu mai eram mai ascet decât un yoghin. Numai că nu mă mai... bucura nimic. Ca să zic. Și atunci am renunțat la extrema asta, că mie mi se pare că e o extremă asta. Și am îmbinat proteina animală, dar din viu, adică ouă, brânză, lapte, mai puțin lapte. Și am mers pe teoria care spune că, domne, hai să ne uităm un pic în natură, niciun animal nu consumă laptele altui animal. Exact. După ce e înțărcat, nu mai mănâncă adică lapte. Adică ai băut de la mama, e suficient, după aia nu mai, că nu mai face nimeni în natură treaba asta. Deci nu beau lapte. Dar brânză, ouă, asta mănânc. Cu pauzele între două mese de 7-8 ore și cu mersul pe jos. Viața la țară... Face piciorul frumos. Face, da. Pentru că noi ne plimbăm, eu cu nevastă mea, seara înainte să ne culcăm, dăm două ture de sat ca să ne facem aia 10.000 de pași și o luăm pe toate străduțele din satul nostru și le luăm la pas. Și pot să știm toate casele, toate, adică le știm pentru că... Sunt locuitori. Da, și locuitorii nu ne știm, că seara nu-i prea vedem. Dar casele. E foarte mișto, e foarte plăcută. Chestia, București era complicat să facem asta, să mergem în parc. Trebuie să iei mașină, să ajungi în parc, să faci două ture de parc, adică era mai complicat. Așa am ieșit în curte și mă întorc tot în curte. Și atunci, de când suntem la țară, adică de vreo 6 ani, noi cam facem ăștia 10.000 de pași în fiecare zi. Și nu te-ai plictisit? Nici de... o secundă. Să faci același lucru? Nu, pentru că nu e același lucru. Eu fac același lucru, dar de fiecare dată e alt context. Altfel.
și cerul e altfel și nu știu, e, se mai schimbă decor. Totul se schimbă. Adică, deși e repetitivă treaba, niciodată nu e la fel. Întotdeauna se întâmplă altceva. Și de fiecare dată, noi, dacă mergem pe acelea străzi, niciodată nu ni se pare că am mai fost. Nu știu, descoperi altceva și altceva și altceva și mai vezi o magnolie și după aia vezi altceva și îți dai seama de un acoperiș. Adică sunt atât de multe detalii pe care dacă le vezi în fiecare zi, e o poveste nouă, adică nu e aceeași poveste. În afară de mersul pe jos, ai grijă, ai animale? Eu fiind singurul animal din familie, sunt suficient. Nu. Ai grijă de ele? N-avem animale, avem câini, avem pisici, adică asta... Care nu se mănâncă. Nu se mănâncă. Mă rog, la unii se mănâncă. Se mănâncă între ei, astea se mai mănâncă între ei, dar nu, n-am, pentru că nu cred că am fi capabil să creștem niște animale, că nici nu știm foarte bine treaba asta și nici nu avem de ce, pentru că noi o luăm de la alții care au găini și atunci dacă cineva are multe găini, mă mai apuc și eu să cresc găini, mergem și noi și glumim că suntem în mafia ouălelor de la noi din sat, tot luăm de la diversi oameni tot felul de chestii din astea naturale și e foarte bine. În schimb, ne-am axat pe legume, că avem pomi, avem mini grădină din asta cu toate zmeurile și căpșunile de la primăvară-vară, așa avem, am făcut și noi în spate acolo cu un pic de spănăcel, cu un pic de ceapă verde, adică de salate avem și avem de compoturi și dulcețuri și atunci noi ne jucăm cu vișinate, cu dulcețuri, cu compoturi, astea ni le facem noi și sunt foarte mișto. Super! O să luăm o scurtă pauză de publicitate. S-a mai mutat la țară Florin Călinescu, așa am citit. Da, e chiar muncitor. Da, am văzut că face lucruri acolo. Animale. Da, așa este. Ne întoarcem imediat, revenim imediat. Cu ce încep? Cu... Nu știu, cu ce vrei. Care cutie? Aș începe cu asta roșie, că asta roșie. Știi, e mai tentantă cutia sufletului decât... Ai grijă că nu știi cum e și ce ascunde acolo. Să zice întrebările astea mai directe, le putem lua așa și... Eu să știi că am să-ți răspund la toate, chiar dacă unele mi-ar da de... Bine, hai! Îmi cer scuze față de ele, în primul rând. Da. E total nepoliticos. Hai să deschidem și cutia banilor. Dacă credeam că îmi dă de cap mai tare. Mai tare, ei! Băi...